publicată în Monitorul Oficial. Da, textul ordonanței a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor, după care a fost trimis ordonanța la Consiliul Legislativ, de unde trebuiau să vină niște avize. Au venit astăzi și se va publica în maxim 2 ore sau 3 ore, cam așa. Deci ordonanța de urgență va fi publicată astăzi în Monitorul Oficial. În momentul de față sunt fără modificări de fond, doar cu modificări de formă, pentru că știți, Consiliul Legislativ asta face și nu se putea publica fără aceste avize care au trebuit luate după weekend.